Eveniment inedit mâine la Sinaia, desfășurat sub înaltul patronaj al maiesteții sale, regele Mihai I al României. 36 de mașini de epocă, fabricate între anii 1930 și 1975, vor putea fi admirate pe domeniul regal Peleș în primul concurs de eleganță pentru autovehicule istorice. Bătrânele doamne vor fi expuse în curtea castelului Peleș, iar după jurizare vor porni într-o paradă prin centrul orașului Sinaia.